Sindicaliștii susțin că problema neplății navetei datează încă din anul școlar precedent și foarte puține primării și-au onorat datoriile. Pentru a putea acționa autoritățile locale în justiție, în toate școlile au fost înaintate situații cu numărul navetiștilor, cu sumele restante, dar totodată s-au solicitat și copii ale solicitărilor înaintate către primării. Până la finele lunii ianuarie se estimează că această centralizare va fi realizată, iar primăriile vor putea fi acționate în instanță. Am, în schimb, în ultima întâlnire cu liderii din decembrie 2012, le-am transmis absolut tot ceea ce este nevoie, ca materiale, prin care solicit decontarea navetei. Parcursul este destul de simplu, deci cadrul didactic care face naveta trebuie să depună o cerere la unitatea de învățământ. Cererile sunt însumate dacă sunt mai mulți navetiști, se transmit către Consiliul Local. Consiliul Local trebuie să prindă aceste are obligația Consiliul Local să prindă în buget aceste sume și în condițiile în care nu vor onora, fiind pe capitolul de contare navetei, nu vor onora aceste cheltuieli, aceste sume, ne rezervăm dreptul de a acționa în instanță. Potrivit legislației în vigoare, consiliile locale sunt obligate să cuprindă în bugetele anuale plata navetei cadrelor didactice. Din cauza sumelor reduse de care dispun, a cheltuielilor foarte mari și a încasărilor mici la buget, mulți primari nu vor putea onora nici anul acesta datoriile către profesori. Există primării chiar unde s-a eliminat acest capitol din buget. Naveta sau plata navetei către profesorii navetiști pentru mine e o mare problemă. Cu regret spun că nici la nivelul anului trecut, 2012, nu a reușit să decontez naveta cadrelor didactice. Și cu atât mai puțin nici în acesta nu am, pentru că veniturile trebuie corelate cu cheltuielile. La Homocea ar însemna cheltuieli cu naveta în jur de 45.000 de lei pe an. Sper ca sindicatul împreună cu inspectoratul școlar și chiar cu Ministerul Învățământului să găsească o soluție în sensul ca direct guvernul să repartizeze unitățile administrative teritoriale ca și salariile profesorilor și naveta. Și atunci cu siguranță primarii își vor face treaba. Eu în plan personal la Homocea nu am resurse, deși mi-aș dori foarte tare, îmi pare rău că nu am resurse pentru toate aceste navete. Cel mai dificil este pentru cadrele didactice care au obținut posturi în sate îndepărtate ale județului, iar costurile navetei depășesc chiar și jumătate din salariul lunar pe care îl încasează. Cei mai afectați de neplata navetei sunt profesorii debutanți, ale căror venituri sunt oricum foarte mici.